Bun găsit, prieteni! În goana aceasta noastră zilnică, în dorința de a face cât mai mult, în dorința de a duce la bun sfârșit toate activitățile, toate planurile pe care ni le facem și lucrurile pe care le avem de îndeplinit, uităm până la urmă să ne mai bucurăm de o floare, să ne bucurăm de un fruct, să ne bucurăm de natură. Și mai ales ne facem rău. Ne facem rău nouă, asta pentru faptul că uităm de noi. În primul și în primul rând, ce se vede cel mai bine este în starea noastră psihică, apoi în starea de sănătate, apoi în somn și în insomnii. Poate că nu este aceasta ordinea, poate că uneori le simțim pe toate afectate. Și dacă ajungem în punctul acesta, este momentul să spunem stop. Sigur, discutând mai mult cu doamnele, aș putea să pledez pentru dânsele, pentru noi femeile, să începem să ne prioritizăm activitățile. Pentru că dacă suntem dornice să le rezolvăm pe toate, nu vom ajunge în punctul acela, vom fi nemulțumite. Și nu sunt de principiul că trebuie să-ți pui foarte multe lucruri de făcut într-o zi, în așa fel încât dacă ajungi să faci o jumătate dintre ele, să fii fericită. Cu cât îți pui mai multe în gât, cu atât faci și mai multe. Nu sunt pe acest principiu, pentru faptul că în momentul în care nu le realizezi pe toate, cu cât îți pui mai multe de făcut, cu atât ai șanse mai mici să le duci la bun sfârșit, iar frustrarea de a te așeza în pat în timpul după o zi din aceasta obositoare în care n-ai reușit să realizezi tot, este una destul de mare. Vă sfătuiesc însă să vă puneți mai puține lucruri de făcut în acea zi, să le prioritizați, pentru că am văzut foarte multe femei ostenite, foarte multe femei depășite de situație. Asta pentru că nu înseamnă că nu sunt și bărbații, dar pentru faptul că intru în contact mai mult cu doamnele și vorbesc mai des cu ele, îmi dau seama și fiind și eu femeie la rândul meu cu familie și tot felul de îndatoriri, îmi dau seama că foarte multe dintre ele s-au lăsat pe ele în cele ultimele. Și la un moment dat, chiar dacă sună așa foarte frumos și altruist, da, trebuie să am grijă de familie, în primul rând de copii și apoi de mine, la un moment dat ajungi să fii atât de nemulțumită încât poți să iei măsuri, în primul și în primul rând că îți poate fi afectată sănătatea grav, în al doilea rând că poți să ajungi să faci lucruri care nu te caracterizează. De aceea este bine să fim conștiente, să fiți conștiente de starea voastră de mulțumire, de câte lucruri aveți de realizat în ziua respectivă, să le mai lăsați deoparte, să mai ieșiți afară, să vă ocupați și de voi măcar 30 de minute pe parcursul unei zile. Spun eu că este suficient, așa pentru sufletul vostru, în care să faceți ceva care să vă aducă reală plăcere și doar pentru voi. Ne revedem mâine dimineață. Numai bine!